Ceartă monstru între Andreea Antonescu și Culiță Sterp la Survivor România. Ne bucurăm când nu joacă. S-a lăsat cu jigniri. Mi-ați făcut. Andreea Antonescu, pusă la zid de faimoși la Survivor România. Nominalizările de la Survivor România declanșează conflicte în tabăra faimoșilor. Deși au câștigat primul meci de imunitate al săptămânii, sălbaticii se gândesc la voturile pentru eliminare. Andreea Antonescu, pusă la zid de faimoși la Survivor România. Andreea Antonescu este vizată de colegii săi, care susțin că vor vota doar din punct de vedere sportiv de acum înainte. Discuțiile au degenerat, iar în timp ce cântăreața acuză faimoșii că îi aduc apelative jignitoare, Culiță Sterp este de părere că prezența acesteia constituie un dezavantaj pentru echipa roșie. Ceartă monstrul la Survivor România între Andreea Antonescu și grupul celor trei format din Zani, Sebastian Chitoșcă și Culiță Sterp. Elena Marin i-ar fi auzit pe faimoși când o numeau pe cântăreață vacă și i-a spus prietenii sale. Andreea Antonescu i-a confruntat pe băieți și le-a cerut să-i spună în față tot ce au de comentat la adresa ei. Faimoșii au negat acuzațiile și îi spun vedetei cât de nocivă este pentru echipa lor. Andreea de la o vreme încoace are o altă atitudine, de când a ieșit Elena favorită. Vorbește peste noi, nu ne lasă să vorbim, zbiară. Andreea ar fi auzit că unul dintre noi trei, Zani, eu și Sebi, ar fi făcut o vacă. Elena i-a spus că a auzit asta. Apoi Andreea a venit la noi și ne-a spus să-i spunem în față apelativele. A aruncat bombă și a plecat. Nu mai vrea să înțeleagă, nu e ok atitudinea ei. Ca echipă o tragem după noi, când nu joacă noi ne bucurăm, a spus Culiță Sterp. Zani, acuzații grave la adresa Andrei Antonescu. Faimoșii fac strategii pentru următoarele nominalizări și susțin că vor propune pentru eliminare persoanele care nu fac față competiției din punct de vedere sportiv. Zani intenționează să o voteze pe Andreea Antonescu, despre care spune că este veriga slabă din echipa roșie și o acuză că vrea să divizeze sălbaticii. Andreea are un rol aici, să ne dezbine, să ne facă psihic. Elena o susține, dar nu cu toată inima. Am înțeles show-ul ieftin, gata cu astea. Am câștigat prima imunitate, s-a bucurat echipa, dar mi-am dat seama că e un moment fericit care are urmări. Știam că Andreea va intra în hora la un moment dat, a spus Zani Dache.